Bibliotecarul fotbalist, evident, nu putea să apară decât în județul Timiș, care e județul meu de suflet, într-o comună, în Comloșul Mare, unde altă dată nu te plimbai. Era pe graniță. Cei mai frumoși oameni sunt în cele mai uitate de lume cătune din țărișoara asta. Din când în când, măcar merită căutați. Biblioteci publice în România, nici nu știam că mai există așa ceva. Adică cine se mai duce la bibliotecă publică? Dar cum? Dar nu s-au privatizat, nu s-au vândut, nu s-au făcut covrigării, gogoșerii, tinichigerii din spațiile astea, altfel minunat. Atunci când vii cu steagul culturii, toată lumea te respectă în față și după ce ai plecat, în general, replica aia, niște tâmpiți, niște irresponsabili, niște nebuni, cultura ne trebuie acum.